Spania nu ține cont de vergeturi. Ministerul Legalității a lansat o campanie pentru sezonul estival pentru a încuraja femeile îngrijorate de cum arată corpul lor să meargă la plajă. Conform Digi24, vara este și a noastră, este sloganul care însoțește posterul campaniei, în care apar 5 femei cu aspect fizic diferit, printre ele și una care face plajă topless după o mastectomie. Șefa Institutului pentru Drepturile Femeilor a spus că așteptările cu privire la aspectul fizic au afectat nu numai stima de sine a femeilor, dar le neagă și drepturile. Institutul, care este inițiatorul acestei campanii, a transmis că acest proiect este o încercare de a demonstra că toate persoanele au aceleași drepturi, că femeile ar trebui să se bucure de vară oriunde și cu oricine își doresc. Astăzi celebrăm o vară pentru toți, fără stereotipuri și violențe estetice împotriva corpului nostru. Este mesajul campaniei. Toate corpurile sunt corpuri pentru plajă, a mai spus ministrul Serviciilor Sociale. Dar nu toată lumea a fost impresionată de campanie. Unii s-au întrebat dacă proiectul nu ar trebui extins ca să includă și bărbații care nu au un aspect fizic, așa numit standard, în timp ce liderul de stânga a spus că această campanie este culmea absurdului, încercând să creeze o problemă acolo unde nu există. Secretarul de stat în Ministerul Egalității de Șanse a postat pe Twitter un mesaj adresat bărbaților care se întrebau de ce ar avea nevoie femeile de permisiunea ministerului pentru a merge la plajă. Bineînțeles că mergem, dar ne asumăm că ne vom atrage ură pentru că arătăm un corp care nu este standard, relatează Digi24.ro.